Sute de profesori din țară au protestat marți 17 ianuarie în fața guvernului, fiind nemulțumiți de salariile mici. Aceștia au cerut să le fie majorate salariile cu cel puțin 50%. Protestul a fost organizat de Federația Sindicală a Educației și Științei. Totodată, sindicatele insistă să fie majorate bursele de studii cu 20% și indemnizațiile unice pentru tinerii specialiști, precum și cuantumul pensiilor pentru pensionarii încadrați în câmpul muncii. În prezent, salariul mediu al unui profesor este de aproximativ 4.000 de lei.